Bine am regăsit. Pentru noi toți este important să stabilim echilibrul între planul personal și cel profesional și din perspectiva mea putem reuși acest lucru concentrându-ne pe a construi relații armonioase cu cei din jurul nostru, alocând timp hobbyurilor noastre, având grijă de sănătatea noastră și făcând toate cele lucruri care ne încarcă de energie pozitivă. Am pregătit uh, cinci recomandări care sper eu că vă vor fi de folos și vă vor ajuta să stabiliți un echilibru constant între cele două planuri. Prima recomandare este să vă concentrați cât mai mult și cât mai bine pe momentul prezent. Acest lucru vă va ajuta să deveniți mai eficienți, mai productivi, mai creativi și să găsiți uh, mult mai ușor Soluții. Așadar, dacă voi vă uitați la acest video, vă recomand să nu vă gândiți la ce veți face imediat după ce îl veți parcurge sau să vă gândiți la proiectul pe care urmează să îl finalizați și care are un termen limită foarte strâns. Cea de-a doua recomandare, și una zic eu foarte, foarte importantă, este să vă dezvoltați capacitatea de organizare și de Prioritizare. Mai ales în perioadele aglomerate, ar fi bine să vă notați în agenda toate lucrurile pe care este important să le faceți în următoarea perioadă și să le prioritizați. Veți vedea că în acest fel veți prinde o imagine mult mai clară asupra lor și veți reuși să le prioritizați mult, mult mai bine. Este important să, să exersați acest lucru și până la urmă sunt convinsă că veți reuși să deveniți mult, mult mai organizați. Cea de-a treia recomandare este să cereți ajutorul. Poate că o parte dintre voi vă gândiți că sunt lucruri pe care nimeni altcineva nu le poate face la fel de bine ca și voi și poate chiar așa este, însă întorceți-vă la lucrurile pe care le-ați trecut în agenda și vedeți care sunt acele tascuri mărunte care vă încarcă și vă aglomerează programul și pe care le-ar putea face la fel de bine și alte persoane. Cea de-a patra recomandare este să puneți limite. Este posibil ca în perioadele foarte aglomerate să nu mai reușiți să delimitați foarte bine planul personal de cel profesional, însă. Ar fi de dorit ca, în general, să delimitați cele două planuri, adică atunci când sunteți la birou să vă concentrați pe tascurile care țin de job, iar atunci când sunteți cu familia, cu prietenii, să vă concentrați pe uh, timpul vostru liber și pe acele lucruri care vă aduc bucurie. Cum spuneam, este posibil ca, în anumite perioade, să nu se poată altfel și să nu există un moment mai potrivit de a rezolva ceva ce face ține de planul personal decât în orele de birou, dar ar fi bine ca aceste lucruri să fie mai degrabă excepții decât reguli. Cea de-a cincea recomandare este să vă puneți pe primul plan. Cu alte cuvinte, să vă întrebați constant ce vă nemulțumește, ce vă place, ce ați vrea să schimbați? Care ar fi acele lucruri care credeți că v-ar aduce bucurie? Poate vă descoperiți un hobby nou căruia să îi alocați timp și așa mai departe. De asemenea, este foarte important să aveți grijă, cum spuneam, la începutul materialului de sănătatea voastră și puteți face acest lucru prin lucruri simple, făcând mișcare, luându-vă pauze. Apropo de pauze, atunci când vă notați în agenda lucrurile pe care le aveți de făcut în următoarea perioadă, este bine să notați că aveți nevoie și de câte o pauză din când în când. De multe ori există riscul să ne gândim că atunci când avem o perioadă foarte, foarte aglomerată, ar fi bine să muncim cât mai mult. Însă, de multe ori, concentrându-ne foarte mult pe lucrurile pe care le avem de făcut se poate să nu mai fim la fel de eficienți și de productivi. Așa că uneori să dăm așa un pas în spate și să vedem lucrurile din perspectivă ne poate ajuta să fim mai eficienți. Și acest pas dat în spate poate să fie concretizat prin pauza de masă sau o pauză de câteva minute după câteva ore de lucru. Sper să vă fie de folos recomandările și chiar dacă vă gândiți că poate sunt greu de implementat, eu vă recomand totuși să alegeți măcar două dintre ele pe care să le exersați constant și cu multă conștiinciozitate pe parcursul unei săptămâni, cel puțin. Și la final să trageți linie și să vedeți într-un mod obiectiv și onest care sunt rezultatele pe care vi le-au adus aceste exerciții. Vă doresc în continuare să aveți parte de o perioadă cu mult, mult echilibru și să vă bucurați de toate rezultatele care vin din echilibrarea planului profesional cu cel personal. De asemenea, vă invit și de data aceasta să dați subscribe canalului nostru de YouTube Career Invest și vă aștept în continuare cu alte materiale despre teme care cred eu că sunt de interes pentru voi. Să aveți o zi minunată.